Aproximativ 1500 de îngrijitori, paznici, fochiști, portari sau bucătari din Neamț vor primi salariile mărite începând cu 1 februarie. Negocierile dintre sindicate și factorii guvernamentale au dus la decizia guvernului de a trece la majorarea cu 20% a salariilor personalului nedidactic din învățământ. Ne bucurăm că în urma negocierilor care au avut loc ieri între guvern și sindicate s-a ajuns la un consens în ceea ce privește creșterile salariale pentru personalul nedidactic din învățământ, atât de nedrăpățit în ultima vreme. Chiar astăzi ar urma să se aprobe o ordonanță de urgență a guvernului prin care se asigură o creștere salarială în medie cu 20% pentru această categorie de personal. Practic vor fi elaborate grile de salarizare, plecându-se de la salariul cel mai mic, 1450 de lei, adică salariul minim pe economie, și ajucându-se pentru personalul nedidactic calificat, muncitorii calificați cu vechime mare, până la aproape 2000 de lei. Noi sperăm să obținem în continuare creșteri salariale prin legea salarizării unitare din sectorul bugetar, atât pentru personalul didactic, cât și pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Câți avem în județul Neamț ca personal nedidactic? Undeva în jur de 1000. Sindicatele cred că este o măsură care va echilibra oarecum situația din sistemul de învățământ afectat de lipsa acută de personal nedidactic. Îngrijitorii, portarii, fochiștii, muncitori calificați, despre asta e vorba. Întotdeauna, în ultima vreme, au avut deficit de personal nedidactic. Pentru că nimeni nu vine la un salariu de mizerie. Nu numai de asta, dar și datorită faptului că nu puteam să facem angajări. Pleca cineva din sistem, nu puteam să facem angajări și atunci sarcinile celui plecat erau preluate de ceilalți. Da, s-a mai menținut și acum povestea aia cu 1 la 7 plecați? S-a mai menținut, sperăm să o deblocăm. Concret, vor fi elaborate grile de salarizare pornindu-se de la salariul cel mai mic, adică minimul pe economie pe care îl primea un muncitor calificat, ajungându-se până la aproape 2000 de lei. Gabriel Ploscă speră că odată cu aceste creșteri salariale să se poată rezolva și o altă problemă cu care se confruntă sistemul, lipsa de personal nedidactic din sistemul de învățământ cauzată de aplicarea celebrei ordonanțe Boc, care bloca angajarea de personal în sistemul bugetar și nu permitea încadrarea în acest sector decât dacă se respecta proporția de un angajat la 7 plecați din sistem. Această anomalie a dus la un dezechilibru major în învățământ, unde nu se va reuși atragerea de personal nedidactic decât odată cu măsuri de salarizare corespunzătoare. În sistemul didactic este foarte important să fie angajați muncitori calificați care stăpânesc foarte bine meseria, pentru că acest tip de personal vine în contact nemijlocit cu elevii, răspunzând de sănătatea și de securitatea acestora într-o unitate școlară.